Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint copilirea și defolierea la ardei, metoda verificată personal, metoda sigură, dar vă voi arăta și altă metodă. Pentru început să începem cu prima metodă, cea mai bună, după părerea mea, cea mai potrivită. Deci, verificăm axul central. Aici observăm două ramificații, una stânga și una în dreapta, da? Ne uităm pe axul central, dacă între aceste frunze avem copili, dacă avem, îi rupem, dacă nu, rupem doar frunzele. Iată. Ținem în același timp și de axul central, liderul central, pentru a nu scoate planta din rădăcină. Frunzele se vor strânge într-o cutie sau într-o pungă. Iată, rupem. Rupem. Iată, rupem. Și dacă observați aici, în această zonă de ramificație, vom lăsa pentru început două frunzulițe. Una și două. Da. Dacă observați, avem aici o floare și un rod format de ardei, da? Deci un ardei mic format. Vă recomand să îl rupeți pe acesta, da? Pentru a îl lăsa pe acesta să se dezvolte corespunzător. Puteți merge pe o ramificație, două ramificații sau trei. Vă recomand, dacă aveți un pământ mediu spre fertil, să mergeți pe două ramificații. Dacă aveți un pământ foarte fertil, să mergeți pe trei ramificații. Și, cum vă spuneam, al doilea mod de copilire ar consta în ruperea și acestui fruct, să-i spunem așa, acestui rod, dar din propria mea experiență vă recomand să-l lăsați, pentru că veți avea roade mult mai târziu. Dar, cum v-am spus, dacă doriți să se dezvolte planta mai bine și aveți un pământ mai puțin fertil, îl puteți rupe și veți lăsa doar acești lăstari în sus. Cum v-am spus, puteți să mergeți pe două ramificații sau trei și chiar una. Când ajungeți la înălțimea de aproximativ 1,50 m, veți face o ciupire la vârfurile ardeilor pentru a stimula creșterea a noi lăstari. Cam acesta a fost filmul. Sper că m-ați înțeles cât de cât. Sper că v-a fost de folos acest film. Vă aștept și data viitoare. La revedere!